Cum se arată tenis? Salut prieteni, ce faceți? Eu sunt Dan de la Geek Chronicles.ro și astăzi am pregătit pentru voi încă un clip informativ. În acest clip video o să discutăm despre 3 lucruri ce nu trebuie să le faci aspiratorului tău robot. Acest clip este adresat, cred că, tuturor modelelor de aspiratoare robot, indiferent de ce brand sunt, indiferent de setul de funcții pe care îl are robotul aspirator. Dar hai să nu mai lungim vorba inutil și să trecem deja la primul lucru ce nu trebuie să-l faci niciodată aspiratorului tău robot. Curățeți aspiratorul la timp. Atât filtrele, cât și rezervorul și perile aspiratorului. Aspiratoarele robot nu au o putere de aspirare foarte mare. De asta majoritatea din ele au cel puțin 2 perii. Perii ce dacă nu le cureți la timp de scame, păr sau mizerie, le poate afecta destul de semnificativ performanța de aspirare. Totodată este super important ca filtrele să le menții curate și în același timp și rezervorul să-l menții curat. O regulă ce o aplic eu aspiratorului meu este să-i curăț rezervorul la maxim 2-3 zile și tot așa cam la 2-3 zile scot și filtrul HEPA și îl suflu cu un spray din acela cu aer comprimat. Verific peria principală și dacă are păr foarte mult prins în ea, o curăț super bine. Aceeași metodă de curățare o aplic și perii laterale și cred că cam o dată pe lună, cam așa, ceva de genul ăsta, spăl atât rezervorul de praf, filtrul HEPA, cât și peria principală. Deși ca un mic asterisc aici, unele filtre de la aspiratoarele robot posibil să nu fie lavabile. Și aici trebuie să aveți mare grijă să nu îl spălați. Dacă filtrul nu este lavabil și îl spălați, probabil să stricați acea membrană și să vă compromiteți motorul aspiratorului, deci nu vreți să faceți asta. Să trecem la următorul punct. Dacă aspiratorul tău robot are și funcția de mop, nu-i pune soluții în rezervorul de mop. Soluțiile de curățare uzual au diversi solvenți sau alte chimicale în interiorul lor, ce pot afecta componentele interne ale rezervorului. Mai ales dacă rezervorul vostru dispune și de un motoraj ce pompează apa. Acest lucru a fost testat pe pielea mea și nu vă recomand să faceți asta, pentru că mi-a ruginit motorul. Încă funcționează, dar a ruginit motorașul acela. În schimb, ce este recomandat? Cam o dată la 2 luni, să zic așa, utilizați puțin oțet alb în rezervor, în așa fel ca să dizolvați eventualele depuneri de calcar ce ar putea fi prezente pe micile orificii de evacuare ale apei. Însă să utilizați cam maxim o lingură de oțet alb și să nu utilizați, categoric să nu utilizați, alt tip de oțet. Și punctul cu numărul 3, ce nu trebuie să faci cu desăvârșire aspiratorului tău robot, este să nu-i înlocuiești filtrele la timp. Practic, tu chiar dacă speli acel filtru HEPA, în contextul în care este lavabil, membrana respectivă ce face filtrarea în timp se poate perfora, lăsând praful să intre în motor. Praf ce nu numai că o să-ți afecteze motorul, dar și scade în același timp eficiența filtrului, deci îți bagă tot praful acela în casă. Hai să spunem că periile laterale, cât și peria principală, poți cumva să le mai resuscitezi. În schimb, filtrul HEPA, odată ce s-a compromis, nu prea mai ai ce să faci cu el. În principal, ca o regulă, să spunem așa, ca o bună regulă de urmărit, este să înlocuiești filtrul HEPA conform manualului de utilizare al aspiratorului tău sau în același timp te poți ghida și după timpul de service, ce este menționat acolo în aplicație. Acum, o bună parte din aspiratoarele robot moderne îți oferă în aplicație ca o statistică a consumabilelor ca să știi când să le înlocuiești. Cam astea ar fi cam cele 3 lucruri ce nu trebuie să le faci aspiratorului tău sau, cumva mai corect spus, ce ar trebui să le respecti în mentenanța aspiratorului tău. Dacă ai și tu o recomandare de genul ăsta, te rog să o lași în secțiunea de comentarii mai jos. Totodată poți lăsa și un like la acest clip dacă ți-a plăcut. Și din ce am văzut, o bună parte din voi nu sunteți abonați la canal. Puteți utiliza butonul acela de subscribe de mai jos ca să vă abonați pentru a vedea mai multe clipuri informative de acest gen. Și scurte de data asta, le-am scurtat semnificativ. Dacă ăsta a fost clipul, nu uitați că mă găsiți pe Instagram, Facebook, Snapchat, Snapchat? Nu, TikTok, nu mai folosesc Snapchat. Și până la următorul clip, să aveți grijă de aspiratoarele voastre robot. La propriu!